Mă gândesc la tema aceasta, pentru că atunci când părintele sau a fost când a fost solicitat să vin, era săptămâna cealaltă, nu cea anterioară, ci dinainte de Biserica Lăsatului Sfânt de Carne, când s-a citit de luni până vinere, s-au citit Evanghelia la Sfânta Liturghie de la Marcu. Evanghelie patimilor Mântuitorului. Și eram sub impresia Evangheliei care scris în ziua aceea, de la Marcu, capitolul 14, în care s-a relatat despre rugăciunea din Ghețimane. Mântuitorul a luat pe trei din ucenici deoparte, după ce de detaliile s-au detas în Ghețimane, acolo a lăsat pe ceilalți, puțin mai departe, a luat pe trei dintre apostoli și s-au dus și mai departe. Tradiția spune că s-ar fi retras într-o peșteră care este până astăzi între Ghețimane și Mormântul Maicii Domnului. E o peșteră venerată ca loc al rugăciunii cu sudor de sânge a Mântuitorului din Ghețimane. Și acolo le-a cerut celor trei apostoli, Petru, Iacob și Ioan, și le-a spus acest lucru. Întristat este Sfântul Ioan până la moarte. Rămâneți aici și privegheați. Mântuitorul le dă o poruncă pe care nu o pot împlini. O poruncă ușoară. E adevărat că erau foarte obosiți. Era noaptea târziu. Poate chiar după miezul nopții. Și petrecuți în seara aceea, tot ce le spune Ioan, capitolele 13, 14, 15, 16, 17, înainte de a se retrage din Ghețimane. Domnul s-a retras puțin mai încolo și acolo a avut loc o rugăciune dramatică. Epistola către Evrei spune că Mântuitorul s-a rugat cu strigă și cu lacrimi. Sfântul Marcu spune că a început a se tulbura Mântuitorul. Și s-a rugat așa, ca dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. Și zicea, spune Sfântul Marcu, Ava, Părinte, toate sunt ție cu putință. Depărtează paharul acesta de la mine, dar nu ce voiesc eu, ci ceea ce tu voiești. Și după aceasta a venit și a găsit dormind. Și a zis lui Petru, Simone, dormi? N-ai avut tărie ca să vegheți în ceas? Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Că Duhul este slujitor, iar trupul e puticios. Mântuitorul s-a retras iarăși, după ce le-a spus a doua oară privegheați. S-a rugat iarăși, și iarăși venind, i-a găsit dormind. Căci, spune Evanghelistul, ochii lor erau mureați de somn și nu știau ce să răspundă. N-aveau răspuns. Și a treia oară s-a rugat iarăși, după aceea a trecut dormit. Sunt momente când trebuie să veghezi. Dacă nu veghezi atunci când trebuie, după aceea e prea târziu. Pentru cei trei apostoli era momentul atunci să fie privighetoare. N-au fost atunci. Am putut să stăm cu dormiți. Prea târziu. Și foarte interesant că în continuare se istorisește lepădarea lui Petru. Petru care se legase când merge cu Mântuitorul până la moarte. Și Mântuitorul le-a spus, i-a prezis că înainte de a cânta cocoșul a doua oară, până de trei ori trebuie.
cădare din ochi. Petru se învăța și l-a gândat cu coș la doua și a zis amin. Nu mai este textul. Textul este tot foarte interesant, dar vedeți, e centrat pe Petru. De fapt, Mântuitorul a cerut la trei să privieze, dar la Petru a trage atenția specială. Pentru că Mântuitorul știa că Petru se va repăda. Și n-a fost Petru în stare să privieze când era vorba de cea ușor, și iată cum se reapădă atunci când e confruntat cu o ispită mare. De ce Mântuitorul îi spune lui special? Știți că la cina de taină mai spus lui Petru ce Satana va ceru să mă ceară ca pe grâu. Spune lui Petru. Dar eu m-am rugat pentru tine. Pentru tine, Petru, ca să nu te iară credința. Avem aici, în capitolul acesta, o lecție extraordinară despre privegherea. Suntem adesea ușuratici. Prea bine, merge și asta, ne putem permite nevegheri. Ne putem permite, știu eu, când sunt obosit, am toate motivele, trebuie să dorm, am timp mai târziu. Și ispita te prinde. De toată această parte, partea a doua, mai ales a capitolului 14 de la Marcu, este o lecție extraordinară spre priveghere. Privegherea este necesară tot timpul. Nu poți relaxa privegherea. Dar sunt momente în care atenția trebuie foarte, foarte mare. Când este în șoc, totul. Cred că Sfântul Petru și-a reproșat toată viața cele două momente. Două momente. Ghețimanii și curtea Gereului. Sfântul Marcu, care scrie cum scrie aici, mai altă decât, puțin altă decât și el să mai gândește, știe aceste lucruri de la Petru însuși. Marcu a fost ucenicul lui Petru. Și tot auzeam pe Petru cum povestea. De câte sute de ori v-ați povestit Petru momentul acesta, pe care n-a putut să-și ierte niciodată. Când n-a privilegiat cu Iisus, atunci când Iisus i-a cerut acest lucru în mod special, o dată și a doua, și ca să repăda de Mântuitorul, să repăda urât. Numai Evanghelia Marcu spune să repăda cu jurământ, blestem. După ce insistau cei din curtea Arileului că totuși este ucenic al lui Iisus Nazareneanu, Petru a început să se blesteme și să se jure. Nu știu cum era acesta. Marcu știa de la Petru direct ce se întâmpla. Sfântul Petru nu și-a iertat niciodată acele momente. Ce lecție pentru noi? Poate că și noi avem pe conștiință astfel de momente în care ar trebui să privegem și n-am privegheat. Și e bine dacă le avem. Repet, Petru după 10 de ani n-a uitat. Și Petru mărturisea pe Hristos, dar își mărturisea totodată și nevegherea lui. Este curios cumva că Petru, apostolul acesta care este pe hovnic, foarte venerat în biserică, de la bun început. Biserica primară venerată. Evanghelie nu trec peste aceste episoade. Ne-a persețat în tine, au spus 10 de ani. De când s-au întâmplat aceste lucruri, până când s-a scris Evanghelia, au spus 10 de ani. Dumnezeu a iertat. Dumnezeu a iertat, dar Petru n-a uitat. Și Petru a ținut ca lucrurile acestea să fie știute și evangheliștii care au luat în serios ceea ce mărturisea Sfântul Petru spre Hristos, au reținut evenimentele acestea ca atare.
nu să fie un punct de pornire pentru discuția noastră din seara aceasta despre privilegie. Pentru noi, când sunt aceste momente de privilegie, care ar trebui să fie? Când ne dăm seama că ne trebuie să privilegiem și n-am privilegiat? Trezvia trebuie să fie permanentă. Deci, când un om a trecut prin momentul trezirii din somn, în Apostolul de Duminică, am auzit acest cuvânt de la Romani, capitolul 13, la Apostol, este chiar primul să vă trezi din somn. Noaptea este desfârșită, ziua se apropie, este chiar timpul să vă trezi din somn. Deci un om care este trezit din somn va recunoaște acest moment. Pentru mine, semne calității de trezvie și privegheare? Trezvia este... Privegheare este o manifestare a trezviei. Trezvia înseamnă să fii atent la fața lui Sfânt, să știți. Când Duhul Sfânt este foarte activ. Când Duhul Sfânt îți șopțește ceva, el nu strigă. Nu urlă. Bătaia lui Hristos la ușa ei noastre este o bătaie foarte delicată. Și nouă dacă nu ești frează. Dacă nu ești înainte această trezire. Sunt momente în viață când Dumnezeu cere să faci ceva sau sugerează că trebuie să faci acel lucru. Privirile tău. Privirile mântuirii tale. Și tu poți găsi o mie de motive să spui, nu, n-am timp. S-a obosit, am prea mult de făcut. Pot face și altceva. Ca să simți, ca să înțelegi, să sugestia, să auzi șoapta, trebuie să ai spirit, treaz. Și dacă nu mai crezi-o, atunci foarte greu ajunge. Dar revocarea pe care ți-ar fi dat-o, cea cale ușoară pe care Mântuitorul sugerează, ușoară, cu fel, cale dreaptă de mântuire. Ia imaginați-vă că Sfântul Petru a fost treaz. S-ar fi rugat pe Iisus. S-ar fi rugat pe Iisus. În ce trebuie. Ia imaginați-vă pe Petru, l-ar fi urmat pe Iisus. Cum a promis. Probabil că și venit să-l aresteze pe Iisus, l-ar fi împrâncit, l-ar fi plecat și pe el, l-ar fi trăit în curtea Iudeului. Ia imaginați-vă că Iisus ar fost însoțit de Petru, acolo în fața Sfântului. Când bajocoreau pe Iisus, îl bajocoreau și pe Petru, dar, pe lângă toate, Petru era un martor. Iisus n-a avut în sinezul pe cineva să spune ceva pentru el. Ei mai lasă că Petru ar fi început să vorbească ca martor al apărării din tot. Vezi? Câte alte lucruri ne putem imagina, care s-ar fi întâmplat altfel. Și viața lui Petru, probabil, care a fost altfel. Să nu credeți că trezvia este ceva odată pentru Dumnezeu. M-am trezit și gata, streaz. Și acum văd de un somn la trezvie. Trezvia înseamnă participare foarte activă. O conștiință activă a prezenței Duhului Sfânt. Și având trezvia, vei vedea că Duhul Sfânt își oprește foarte des. Nu se imaginează înainte. Cât de prezent este Duhul Sfânt în viața ta, cât de multe lucruri îți sugerează, îți șoptește pe binele tău.
lucruri mari sau lucruri care par mici, dar totuși sunt foarte mari, pentru că sunt lucruri de la Dumnezeu. Pocăința conține în sine această privilegiere. Se poate vorbi despre pocăință fără privilegiere? Pocăința implică această devire în sine, de care vorbește parabola fiului risipitor. Fiul risipitor și-a venit în sine. Adică s-a trezit. Dar s-a trezit nu pentru ca să doarmă iarăși. Deci trezvia l-a determinat ca să facă ce a făcut. Să smulgă din căderea care se afla, să alege la Tatăl, să se mărturisească și să intre, în calul Tatălui, care înseamnă un pare iarăși activă. Deci, frumos, această trezire este la... Deci, în aici este o trezire la adevărata, să ne vedem adevărata noastră măsură. Și, de multe ori, este o deznădejde și o cădere de deznădejde. Cum să facem ca această trezire să fie o pocăință bună, în semină? Când Mântuitorul spune despre vechezi, nu mai ești sigur. Cei trei apostoli care privegheau, dar privegheau cu Mântuitorul, nu erau sigur. Deci cât de deznădăjdită era situația atunci când Mântuitorul aștepta, a îngoasat moartea, faptul că erau prezența lui Iisus deja schimbat lucrurile. Trezbia în sensul acesta, care înseamnă o atenție la lucrarea Duhului Sfânt, nu înseamnă niciodată că ea înseamnă numai o conștiință a propriei măsuri, a propriei neputințe. Înseamnă mult mai mult. De fapt, ajungem aici la un punct important, că privegherea este, de fapt, o lucrare sinergetică. În privegherea nu ești sigur. Privegheri cu Hristos. Privegheți în Duhul Sfânt. Nu ești sigur. Cineva întreabă, se poate numi că Mântuitorul a făcut o depresie în rugăciunea sa în Divina Ghețimană? Poate să vorbești așa ceva? Depresia aceea. Depresia e o boală. Mântuitorul se temea de moarte pentru că era sănătos. Depresivii se sinucidă. Nu? Depresivii cred că rezolvarea este să fugi în moarte. Nu, Mântuitorul luptă. Ce se întâmplă în Ghețimani este o luptă împotriva morții. Pentru Mântuitorul este un stoic. Spunea, nu mă interesează. Moarte, viață, tot una. Nu-i tot una. Moartea este cum, în Sfântul Apostol Pavel, o exatos extros, ultimul vrăjmaș care va primi Mântuitorul în învierea din morți, este general. În frica cu 15, de ce? Pentru Mântuitorul e depresiv, de contrivă. Depresivul cochetează cu moartea. Nu? Se predă legat în mâna morții. Mântuitorul luptă cu moartea. Și ca să înțelegeți cât de dramatic a fost momentul acel din Ghețimani, permiteți-mi să mă opresc puțin asupra unui text din Epistola către Evrei, spune Apostolul Pavel. Evrei, capitolul 5. Versetele 7 și 8. În zilele trupului său, El, Hristos, a dus cu strigări tare și cu lacrimi cere și ugășuri către Cel ce putea să mântuiască din moarte și a auzit, a fost cu traducerea pe care am aici pentru evlavia sa. Deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit. E un text foarte interesant.
Și eu cred că putem lucra la traducere. Sfântul autorul Epistolei Evrei se referă la zile trupului Mântuitorului, zile tătrești și sale trupului. Când el spune apostolul, cu strigă și cu lacrimi a dus cere și rugăciuni către cel și putea să mântuiască din moarte. Este clar vorba de același moment la care m-am referit din grădina Ghiții Mare. Țineți seama că în Joia Mare, seara, avem două rugăciuni ale Mântuitorului. Este rugăciune pe care ne-l dă Ioan în capitolul 17. Rugăciunea lui Targherească. După cina cele tare, Mântuitorul s-a rugat ca să fie consacrat pentru jertfă și s-a rugat apoi pentru ucenicii săi, pentru toți cei care vor crede prin cuvântul lor, ca toți să fie una. Cunoaște cu toți această rugăciune. După ce au plecat din locul cinei taine, au coborât de pe muntele Sionului, au trecut prin cedrilor și în Ghesimane, Mântuitorul rostește această rugăciune de care vorbesc evangheliștii sinoptici. Evanghelia, rugăciunea la care Evanghelia de la Luca ne spune că Iisus s-a rugat cu sudor de sânge. În locul acest fenomen de hematidroză, a sudare cu sânge, cunoscut foarte rar, cunoscut de medicină. Și toate cazurile de hematidroză sunt cazuri mai ales de teamă teribilă, de angoasă teribilă. Mântuitorul a trăit această angoasă. El știa că vine moartea, moarte teribilă. O moarte pe care le-a suferit-o integral, pe care Mântuitorul întrevedea integral în toată cruzimea, în tot teribilismul ei. Spuneam că putem lucra la traducere. Spune, și auzit a fost pentru Evlavia sa. De fapt, o traducere așa a ghicit aici. Pentru că regrea, limba greacă este o expresie ipacustis. Apo. Știți Evlavia? Sau Evlavia. Evlavia înseamnă teamă. Înseamnă teamă. De unde e derivat teamă de Dumnezeu. Și în românește a ajuns cuvântul Evlavie, care înseamnă pur și simplu o viață a omului temător de Dumnezeu. Nu? Teamă de Dumnezeu. Ori în greacă, Evlavia, în sens primar, înseamnă teamă puternică, angoasă. Iar apo, prepoziția apo, nu înseamnă pentru. Păi și tradus cu auzit a fost pentru Evlavia lui. Sau a fost ascultat pentru Evlavia lui. Apo înseamnă de sau de la. De fapt, traducerea mai corectă ar fi așa, dacă a fost auzit, sau a fost ascultat, a acustit, și izbăvit de teama sa. În Evanghelie se spune că venind cu un înger, după această rugăciune, venind un înger, îl întărea pe Iisus. Deci, traducerea e făcută, repet, nu țin seama de acel apo, care înseamnă, nu înseamnă pentru, ci înseamnă, lui, pentru este dia, de fapt. Apo înseamnă de, sau de la. Iisus a fost izbăvit de teama sa. Asta s-a întâmplat în Ghețimane. Ei, mergem puțin și mai departe, deci următor, și care în ceva, deși erau viu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit. În limba greacă este foarte frumoasă expresia aceasta. Ematen, epon, epaten. A învățat din cele ce a pătimit.
Hristos, ca om, vedeți, învață. Hristos a învățat să moară. Și noi trebuie să învățăm să murim. Aduți aminte de mine, spune, nu ce spune. Nu cred că voi învăța a muri vreodată. Din nou, din Sfântul la Terea. E ceva și vrem să învățăm. Pentru că moartea este vrăjmașă, nu ne acomodă să moară. Mântuitorul a învățat. A învățat ascultarea. El, ca om, este învățătorul de săvârșit și ca Dumnezeu este învățătorul de săvârșit ca om învață. Deci, asta e paradoxa divinului umanității Mântuitorului. Dar ce s-a întâmplat în Ghețimani a fost o confruntare cu totul dramatic pe care Evangheliile o prezintă mai mult sau mai puțin în acest dramatism al ei. Dar, repet, Evanghelii se întâmplă Evanghelii Sinoptici, Matei, Marcu și Luca, cu acest cuvânt de la Evrei, capitolul 5, versetul 7 și 8. Care ar trebui să fie roadele pocăinței sau acestei crezii? Asta e vechea. Vizitele pentru creștini. Roadele de vechea. Extraordinar. Roadele. Noi dacă batem patul de loc, și ne nămolim mereu în noroiul nostru, este pentru că ne suntem găsit de veghere. Ne-am înainte, când priveghezi, Duhul Sfânt îți arată niște lucruri extraordinare, îți arată niște căi, deschide niște uși, pe care noi, în dorința noastră, în rând, lăsăm, fie le întâlnim în nas, fie nu știm să le folosim. Sunt lucruri care trebuie să le facem atunci. Sunt atitudini, sunt cuvinte, sunt situații pe care trebuie atunci să le rezolvăm. Și mai târziu e prea târziu. Viața noastră este altfel când avem privegherea în acest sens. Sigur că o priveghere smerită, o priveghere care te pune totul la discuția Mântuitorului. O priveghere care te încrezi în puterile tale. Deci Petru s-a încrezut în puterile lui. El face promisiuni mari. Și tot ceilalți după el. Dar când ești smerit, îți cunoști puterile. Asta înseamnă să fii smerit. Cunoști măsura puterilor tale foarte slabe, dar încep să cunoști și harul Dumnezeu. Dumnezeu celor mândri stă potrivă de celor smeriți de har, spune Sfânta Scriptură. Deci arătările atât celor de mânce cât și celor dumnezeiești apar în general după privegherile de noapte, să zice în momentul în care așa. E adevărat. Totdeauna. Și nu știu dacă neapărat trebuie să provoci arătările prin priveghere. Deci, în priveghere, nu trebuie să aștepți ca să provoci o arătare. Deci, Dumnezeu lucrează în felul lui, nu trebuie să determinăm să Dumnezeu să lucreze. Noi am impresia că noi lucrăm pe Dumnezeu, dar priveghere, atâtea ore, fac atâtea fapte bune, sau eu postez atât de mult, forțez pe Dumnezeu. Nu, lucrurile sunt altfel, mult mai frumoase decât așa. Dumnezeu este atotputernic. Și noi, în Dumnezeu, ne regăsim propria libertate. Și această interacționare a celor două libertăți este extraordinară. De fapt, când îți regăsești tot mai mult libertatea pe care îți o dă Hristos, atunci tu nu ai nevoie de neapărat de arătări și de... Și pur și simplu, libertatea ta, voința ta se modelează cu voința lui Dumnezeu. Și întâlnirea fiei este tot mai perfectă. Fără să fie nevoie de incitări din acestea, din afară, în acest sens. Dar
este, de fapt, o prezență permanentă și sigur că diavolul este stăruitor în lupta lui ca să te piardă, dar el nu are acces. Diavolul nu are acces la tainele întâlnirii tale cu Dumnezeu. El se luptă din afară. Tu ai rămâne aceea înăuntru. De asta spune Mântuitorul, când te rogi, să închizi ușa la cămară. Ai cămară de multul în care nu are acces diavolul. Ăsta este sensul cuvântului. Nu așa că mergi în căsuță, îți închizi ușa și totul pe care diavolul nu poate intra prin ușa asta. Vorba de o altă ușă. Când închizi ușa inimii, cu adevărat, și când nu permiți Duhurilor rele să intre în inima ta, atunci taina întâlnirii tale cu Hristos este negrăită. Repet însă, creștinii au uitat mult lui Pilat.
Și au creat tot felul de legende despre Pilat. Că și prezența lui în crez. Prezența lui în crez. În biserica etiopiană, Pilat este canonizat, sunt respins. Dar Pilat este ignorat, trebuie ignorat. Sigur, istoria sau ne-a rotat după aceea tot felul de imaginații despre el. Există, dacă ați auzit de apocrifa, Acta Pilati, Actele lui Pilat, se spune că Pilat, sunt mai multe variante ale acestor documente apocrife. Pentru că Pilat ar fi înaintat actele procesului Mântuitorului către împăratul de la Roma, către Tiberius. Ba se spune că Tiberius, care era sincretist, așa, și credea că nu-i rău să accept și alții, ar fi propus senatului o discuție pe tema divinității Mântuitorului. Dacă nu cumva să fie acceptat și el ca zeul, patronul lor. Există studii interesante pe aceste texte apocrife și, sigur, specialiștii se întreabă în ce măsură aceste texte pot avea și un sâmbăr de adevăr. E posibil să fie existat un raport al lui Pilat între împărat. Sigur, a fost un caz care a creat fârbă. Mântuitorul era oarecine. Și cu atât mai mult cu cât ucenicii au dus mai departe mișcarea Mântuitorului. Dacă Pilat a avut într-adevăr această inițiativă, dacă Tiberiu a avut într-adevăr această inițiativă să pună în discuție senatul roman, problema de divinității lui Iisus, o astfel inițiativă trebuia să se bazeze neapărat pe un raport al lui Pilat. Dar intrăm în altă zonă deja. Eu am scris cândva despre acest lucru, am publicat un studiu din limba engleză despre istoria lui Iisus în lumina scrierilor patristice de primele secole. Eu pe voi, cei 12, și unul dintre voi este diavol. De ce Dumnezeu a ales un trădător? Știi că înainte un trădător. Da, cumva așa. Sigur, asta poate fi multiplicată la infinit întrebarea. De ce sunt alții creștini care se poartă ca Iuda? Sunt botezați, nu? A lucrat Dumnezeu în botezul acestor oameni. S-a întâmplat cu ei la botez ce se întâmplă în fiecare botez. Adică Hristos, prin Duhul Sfânt, a venit în ființa acelui om. Toate acestea atâția se poartă ca Iuda. Deci, întrebarea este importantă pentru că îi primește și pe noi. Când Dumnezeu, când Mântuitorul l-a chemat cu ucenicii, Iuda a spus da. Și Mântuitorul le-a spus și el da. Nu știm când a fost chemat Iuda la apostolat și cum a fost chemat. Dar acest text la care vă referiți dumneavoastră de la Ioan, îi spune clar că Mântuitorul l-a ales. El l-a ales numai când l-a chemat. Textul pe care l-a citat este de la Ioan, capitolul 6, versetul 70. După mărturisirea pe care
fac cei 12. Toți cei 12. După cuvântarea despre pâinea vieții, de la Ioan capitolul 6, cei mai mulți ucenici al lui Iisus s-au scandalizat. Erau mulți, erau un număr mare. S-au scandalizat. Și l-au părăsit. Și Mântuitorul le spune celor 12, voi nu vă duceți. Nu vreți voi să vă duceți. Și Simon Petru a răspuns, Doamne, cine vă duce, tu ai cuvintele vieții cele veșnice, și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu și Lui Viu. Când spune noi, referă la tot ce vei spune. Și e un punct nodal, un punct central în relația cu Mântuitorul cu cinci. Se are cei mai mulți pleacă, rămân 12. Inclusiv Iuda. Și la această mărturisire foarte importantă de credință, le-a răspuns Iisus prin mai departe. Oare nu v-am ales eu pe voi cei 12? Și unul dintre voi este diavol. Iar el zicea de Iuda lui Simon Iscarioteanul, căci acesta unul din cei 12 fiind avea să vândă. Câte am putea vorbi aici despre Iuda și despre relația lui Mântuitorul? Deci Iuda a avut o prestație de excepție până atunci. A dorit să fie ucenic, a fost din cercul larg al ucenicilor, unii au plecat, adică s-au ales singuri, cei 12, dar i-a ales și Mântuitorul. Evanghelia de la Marcu și de la Luca ne spune că Mântuitorul a fost un moment înainte de predica de pe munte, când Mântuitorul, după o noapte de rugăciune, i-a chemat de toți ucenicii la el, și a ales din ei de 12 pe care i-a numit apostol. Deci el a numit matitei, ucenici, cei 12 primesc numele specific de apostoli. Da, Iisus l-a ales pe Iuda. L-a ales pentru ce era el atunci. Având Iuda toate posibilitățile ca să devină ceea ce vor fi ceilalți apostoli după aceea. Ori Iuda ilustrează tema pe care o discutăm în seara asta, priveghere. Iuda n-a avut priveghere. A avut avânturi. Și noi avem foarte multe avânturi. Tineri au avânturi, așa, să fac ceva grozav. După aceea vezi că din ele este un mesin. Are avânt, e student, are avânt, așa, mai mare dragul. Și ajunge un pătimaș, un mesin sau... E un Iuda. Asta înseamnă că în fiecare moment al vieții putem să clacăm. Nu e destul să ai avânturi din așa. Vegherii în care să lași pe Duhul Sfânt să fii prezent, să ai conștiința Duhului Sfânt. Nu să-ți pui încrederea în tine. Iuda se pare că era un om cu veleități, cu... Se poate că Iuda chiar și considera mai de frunte decât ceilalți apostoli. Spuneam de mult că ceea ce face Iuda, Săptămâna Mare, arată că era unul foarte rațional. Rațional, spunea Iisus, nu are nicio șansă. Ține drește să întorci împotriva lui, au vrea moartea. Ca să ies bine din situația asta, singura soluție rațională este trădarea. Și ne arată că rațiunea noastră goală, rațiunea noastră fără Duhul Sfânt, ne poate duce la decizii catastrofale. Dar Iuda a fost foarte rațional. Avea dreptate. Iisus mergea la moarte. Dacă vrea să-l salveze, el era singura soluție. De asta Iuda place așa de mult lumii de astăzi. Lumea noastră de astăzi este foarte rațională. Iuda este apostolul ei.
soluții foarte raționale. Numai că Dumnezeu lucrează altfel. Și relația cu Dumnezeu este de o raționalitate supra-rațională. Un alt verset pe care îl pun în discuție aceeași persoană. Voi mili pe cine vreau să miluiesc și voi îndura pe cine vreau să mă voi îndura de cine vreau să mă îndur. Și Dumnezeu pe cine voiește, miluiește, pe cine voiește, îl întreprește. Cum să înțelegem aceste verset? Pentru că tot aceeași discuție, aceeași problemă punea pe destinație. Da, Dumnezeu este liber. Și noi suntem liberi. Sigur, libertatea noastră este relativă. Și aici apare problema. Cei care cred în predestinație absolutizează lipsa noastră de libertate. Corect este să spunem că avem libertate, dar o avem în măsura în care o realizăm prin conlucrarea cu Duhul Sfânt. Sfântul Apostol Pavel spune și acest lucru. Că cel care slujește păcatului este rob. Nu este liber. Este rob al păcatului. Ești rob celui căruia slujești. Slujești lui Dumnezeu, ești robul lui Dumnezeu. Slujești păcatului, ești robul păcatului. De aceea, libertatea noastră există și se afirmă în măsura în care noi slujim lui Dumnezeu, cel care ne-a creat în libertate. Și dacă Dumnezeu alege cine vrea, nu alege haotic. Nu crezi că Dumnezeu este așa un despot, cum își imaginează unii. Alegerea lui se face tot în funcție de ceea ce faci tu până la urmă. Și într-o conlucrare. Sfântul Pavel dă și exemplu. Dumnezeu îl alege pe Iacob și pe Esau. După mentalitatea omenească de atunci, Esau, care era mai mare, câteva minute mai mare, dacă erau gemeni, dar avea dreptul de tine răspuns. Și, normal, trebuia să aibă prioritate. Ori Dumnezeu îl alege pe Iacob. Dumnezeu alege pe David, de pildă, și nu alege pe frații lui mai mare. E o libertate alege Dumnezeu, dar care are o legătură și cu dispoziția persoanei. David era altă decât frații. Dumnezeu îl alege pe Iosif, nu îl alege pe Ruben, care era cel mai mare de fiul. Dar Iuda are alte calități care se afirmă în timp. Ruben n-ar fi fost probabil în stare să facă sacrificios. Frații lui David n-ar fi fost în stare să facă și afruntare. Adică Dumnezeu care știe totul, nu alege haotic. Ideea este că noi oamenii nu suntem egali în sensul în care sunt egali niște roboți făcuți așa standard. Oamenii sunt diferiți. Acel slogan al Revoluției franceze, liberté, egalité, fraternité, nu? Poate suna frumos. Dar asta nu înseamnă că oamenii sunt egali. Depinde de foarte multe lucruri. Nu
Noi suntem ce suntem, cu posibilități mai mari sau mai mici. Și asta depinde și de noi înșiși, dar depinde și de înaintașii noștri. Depinde de ceea ce am primit ca zestră genetică. Și când Dumnezeu își face lucrarea în iubirea lumii, conlucrând sau schimbând lucrurile la conlucrare cu El. Și sunt vase ale alegerii. Asta spune Apostolul Pavel. El alege pentru scopurile sale pe unii oameni care sunt în stare să împlinească aceste scopuri. Fără ca prin aceasta cel care are o altă alegere, poate mai puțin importantă, să fie dezavantajat. Este ca și în pildă talanților. Cel care a primit 5 talanți, trebuie să aducă încă 5 pe deasupra. Cel care a primit un talant, trebuie să aducă un talant și tot așa de răsplătit. Să nu judecăm noi libertatea lui Dumnezeu. Să judecăm libertatea noastră la propriul Dumnezeu. Ideea este că noi, libertatea nu este un dat definitiv. Sigur, ca posibilitate, este scris libertatea în ființa noastră. Dar libertatea se creează prin ascultare de Dumnezeu, prin conlucrare cu Dumnezeu. Noi suntem chemați să rămânem în libertate și să creștem în libertate. Când Sfântul Apostol Pavel spune, stați tari în libertatea cu care Hristos v-a făcut liber. Zice Hristos de liberat și în primul rând, primul lucru pe care l-a de făcut este să rămâi în această libertate, nu te arunci în robia păcatului, și apoi să o promovezi, să crești în ea. Desigur, nu rezolvăm noi în seara aceasta toate aspectele acestei probleme extrem de importante. Mari teologi s-au împiedicat aici. Știți că un Calvin, de pildă, a preferat să îmbrățișeze teoria predestinației absolute și să renunțe cu totul la ideea că omul are libertate. Ceea ce este o eroare. Ar trebui să citim multe cuvinte din Scriptură și v-ați citat un text din Roman, dar de fapt ar trebui să luați mai dinainte, de la capitolul 8 din Roman. Acolo apare prima dată, prima dată aici în acest context. De aia că și legătură cu Duhul. Să spunem textul mai dinainte. De fapt, în capitolul 8 este vorba de lucrarea Duhului. Cum lucrează Duhul Sfânt în viața noastră? Cum se relaționează Duhul Sfânt cu persoana noastră, voința noastră? E o taină. Recent am fost într-o comisie la Cluj, chiar aici la Cluj, să puteți doctorat exact pe această temă. Despre conlucrări despre lucrarea Duhului Sfânt în viața omului după Romani, capitolul 8. În acest context, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu, Duhul Sfânt se roagă într-unul cu noi, vorbește despre dorința Duhului pentru noi, că Dumnezeu, că după Dumnezeu se roagă pentru Sfinți, Duhul Sfânt se roagă pentru Sfinți, că știm și știm că Dumnezeu toate lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Auziți? Dumnezeu toate lucrează spre binele nostru, dar iubesc pe Dumnezeu. Celor care iubesc pe Dumnezeu, celor care sunt chemați după voia Lui. Și aici apare explicație. Un căci. Urmează o explicație introdusă cu un căci. Un gar, limba ebraică. Gar explicativ. Un căci care introduce explicație. De ce spune Apostolul înainte? Deci că Dumnezeu lucrează spre bine și eu care vezi spre Dumnezeu, care sunt chemați. Nu toți sunt chemați. Și urmează. Căci, pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte i-a și hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie întâi născut între mulți frați, iar pe care i-a hotărât mai înainte pe aceștia i-a și chemat, pe care i-a chemat pe aceștia i-a și îndreptat,
pe care i-a dreptat Iașintia și Mărită. Auziți? De la preștiința lui Dumnezeu, eu pe care i-a știut mai dinainte, deci da, pe care i-a cunoscut mai dinainte, precunoștind Dumnezeu, apoi hotărârea lui pentru noi, chemarea, îndreptarea, preamărirea. O suită de niște etape. Ce se întâmplă cu ceilalți? Dumnezeu i-a luat, i-a predestinat ca să fie. Nu. Dumnezeu nu a cunoscut dinainte. De cei pe care dinainte i-a cunoscut. Preștiința lui Dumnezeu nu este predestinare. Aici avem răspunsul foarte pe scurt. Să nu confundăm preștiința cu predeterminare. E postul mare. Sunt oameni care aleg de pildă în postul acesta să nu ajungă pe la biserică. Obstinat. Mai îndeamnă din familie lor cineva să vină la biserică, nu e nici de să nu ajungă la spovedanie. Nu, nu, nu. Nu postez. Nu. Ei. Nici Dumnezeu nu poate să facă ceva cu oamenii aceștia. Da, Dumnezeu nu poate. Dumnezeu și-a limitat puterea. Și-a limitat libertatea când a creat ființe libere. Oamenii în libertatea lor pot spune nu lui Dumnezeu. Cred că am citat și altă dată aici în sală, în cuvânta lui Soloviev. Soloviev, el spunea, zice, când eram, zice, copil, la școală, i-am pus învățătură întrebare, l-am încurcat, i-am întrebat, dacă Dumnezeu este atotputernic, poate crea o piatră așa de mare încât nici el nu o poate ridica? Și zice, profesorul n-a fost în stare să-mi răspundă, dar mi-a răspuns eu după aceea, când Dumnezeu a creat, de fapt, această piatră. Adică a creat ființa liberă. Îngerii și oamenii. Și creierii liberi, Dumnezeu nu poate silui această libertate. Repet, sunt oameni care nu au fost, care nu vor să aibă post, nu vor să aibă post. Nu vor să împărtășească, mai sunt unii care nu vor să aibă post, nici împărtășare, dar vor să aibă pași neapărat, să poată să ia pași. Tot e ceva. Tot e ceva în sufletul lor. Dar n-ar sta la scula de vie, din să ia pași. Repet. Eu am văzut odată nu am avut parohie, 16 ani, era studiat la catedrală. Nu am și parohie și mă, la catedrală numai că sunt sărbători. Dar am văzut un om care a pus mâna pe o cratiță cu Paști, era la catedrală Sibiu. Era un grup așa de nemulțumiți care nu ajungeau, veniseră acolo și se grăbeau. O stat la fumat când s-a sfârșit Paști după aia. Și a luat cratița aia mare pe cap și mergea cu ea pe stradă. Pe stradă. Și alții după el. Da, mă urmăresc. Și au urmă, nu are fi de suflet. La noi s-a schimbat ora. La noi se slujea la Sibiu, la 4 dimineața se ceta șurba ieri. Și venind nou metropolitul actual, a schimbat la 12 noapte, a schimbat toată țara. Și foarte mulți nu l-au știut, sau nu s-au prins. Și noi terminăm la 4 slujba dimineața, la 4 și ceva. Și după aia a început să vină după Paște. Săracii epistrii care au stat până la 9 ori, de Paște. Și acum se întâmplă, acum începem totdeauna, după ce terminăm, când suntem gata să plecăm, apar, ne grăbiți. Că la noi trebuie să curba puțin mai mult
Și unii sunt prezenți de la biserici mai aproape de ei și toate sunt închise de la. Pentru că vedeați prima mea lucru, aud că mai este o biserică deschisă. Mașini, în funcție a și tot ce mai este. Nu ar trebui să devină Sfânta Liturghie un moment culminat de vindecare? Ce se întâmplă cu credincioșii care, în mărcă de o seară sau de boală, tot mă întâmplă Sfântul Liturghie? Ce se întâmplă cu credincioșii care, în mărcă de o seară, participă la Sfânta Liturghie? Ce se întâmplă? Doar. Nu s-a întâmplat niciodată, doar e la privire. Ia să vedeți la Muntele Atos, dar se trebuie nouă voie acolo. Multe fetești. La Muntele Atos, privire, durează 13 ore. De la 8 seara până la 9 dimineața. Și dacă te așezi în scaun, așa vine moșene, rapid, așa stai și tot. Și din când în când călugă, vin cu cățuia, cu zicălăi, și cu mâna aia. Și au fost din fața călugarului. Și îți rog, îmi scrizește. Deci asta se face. Să aveți pe cineva cu zicălăi. Nu? Dacă vine sigur, Mântuitorul când au adunit ucenicii, ce le-a spus un cuvânt? Duhul este osăduitor, dar trupul este neputincios. Omenește Mântuitor înțelegea perfect situația lui. Și noi înțelegem. Totuși, Petru și-a iertat. Trebuia să privilegie, nu? Și așa și noi. Sigur, facem cu puterile noastre, cred că adevărat suntem neputincioși, suntem neputincioși, dar eu spun așa, mai spun și n-am văzut pe nimeni să și facă, n-am prea văzut oameni să și facă. La biserică se merge și în patru labe, dacă nu poți fi. Dar nu sunt credincioși care săracii fac tot ce pot să ajungă la biserică și uneori foarte greu. Nu ne-am prea în patru labe, dar ajung cu foarte mare greutate și totul se lipsească. Deci avem oamenii care gândesc așa. Dar dacă chiar, sigur, a doi, sigur, este ascultată, dar... Că și Teresa de Misiu, care va da bunii, a domnia la lumea și Dumnezeu care e milostiv. Sigur. Dumnezeu e milostiv. Când s-a și eu, dar te-am luat în Creatos, aveam o zi de mers în Muntele Atos și am adus instantaneu. Nu am așteptat pe scaun la portor și am adus instantaneu. M-am trezit la jumătatea liturghiei. La jumătatea Evangheliei. Sunt altă. Nu spun vocea lui Sfânt,
simți aici. Nu aici, nu. Aici, pentru tine. Și spune, acum trebuie să faci cutare. Mintea ta, de când vine mintea ta, vine altă. E altă calitate. Sunt momente importante în viața ta. Când Duhul Sfânt, dacă îl lași să lucrezi, El te trezește. Te îmboldește să faci ceva. Dar, sigur, asta e numai, nu trebuie neapărat să accepti, să aștept. Ne avem cuvântul Scripturii, avem învățătura Mântuitorului, adică avem calea. Nu trebuie să aștept să fii dus de mână. Mereu. Deși, de pildă un Ioan Gurdeau spune că Scriptura este un semn al condescendenței lui Dumnezeu. Spune, n-ar trebui să avem nevoie de Scriptură. Dumnezeu vrea să ne scrie și ne-a scris cuvântul, uite, tablă de carne al inimii. Deci, numai pentru că noi n-am luat aminte la ceea ce Dumnezeu ne-a spus sau ne spune, Dumnezeu s-a coborât la noi, dându-ne cuvântul Său în cuvinte omenești scris cu litere omenești de material în acesta omenesc. Cineva vine la Pilat și zice, cum ar putea fi judecat Pilat pentru moartea lui Iisus? Nu a contribuit el oară la planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea noastră? Ca și cum dacă n-ar fi fost el, nu s-ar fi găsit cine. Mântuitor răspunde la aceasta, cu recurenta. Fiul omului trebuie să pătimească, nu? Dar vai omului aceluia prin care se vine Fiul omului. Deci, pe de o parte, omul își face lucrarea lui, dar răspunde pentru ea. E adevărat că Mântuitorul i-a iertat pe răstignitorii săi. Părinții iartă lor că nu știu ce fac. Totul e ca ei să-și intre în această iertare. Deci dacă ei au intrat în iertare, dacă au primit iertarea, se iertați. Dar rămâne ca să intre în ea. Sau ce? Aveți un cuvânt frumos privind la această iertare a Mântuitorului. La Paul Claudel. Dacă ați văzut cartea lui Paul Claudel, care e tradusă în românește. Un poet privește crucea. Un poet regardă la croapă. Păi că așa e tradusă. Exact. Un poet privește crucea. În care îi găsiți o explicație dată de Clotel a celor 7 puncte pe crucea Mântuitorului. Și se referă exact la ce spun. Cum funcționează cuvântul? Ei sunt vinovați, cu moartea de Iisus. E vorba de cei care strigau, răstignește, sinedriștii, Pilat, toți împreună. Și Mântuitorul rostește spre lor cuvântul Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Sunt iertați sau nu sunt iertați? Răspunsul este foarte, foarte bine, da? Sunt iertați, dar rămâne că ei să primească această iertare. Vreau să primească această iertare. Să intre în iertare. Da? Situația noastră, tuturor. Noi suntem prin jertfa lui Hristos, suntem mântuiți, suntem iertați, rămâne ca noi să dorim, să primim, să intrăm în această iertare, în această mântuire. Să se poate face la fiecare, să poate spune ce spune Hristos. Da. Și ar însemna practic, dacă se poate spune practic, că să se încălcă în această lucrare de inimă. Sau unde se credește? Spui Doamne Hristos. Dar chemările, voinții, poruncilor lui. Dacă zice cineva, l-am cunoscut, dar poruncile faci, tu mincinoși, adevărul este el, nu? Deci când spui dar lui Hristos, faci porunci, primești porunci. Stai, asta vei de făcut noi. Să spunem da și să facem porunci. Cum să ne iubim vrăjmași dacă vrăjmașii nu ne ajută nici măcar cu neutralitate? Ca să învățăm aceasta, să citim Evanghelia de la Ioan,
Epistola I Ioan, special, deci Evanghelia și Epistola I Ioan, și, printre alții, sau altele, cartea Sfântului Siluan Atonit. Are pagini admirabile, admirabile scrivirea față de vrăjmaș. Că dacă nu ajungi scrivit pe vrăjmaș, încă nu suntem creștini. Aceasta este porunca nouă pe care Mântuitorul. Să iubim, să ne iubim pe alții, să iubim